Situația se agravează în județul Mehedinți, după ce municipiul Drobeta-Turnu-Severin a fost carantinat pentru o perioadă de 14 zile, au urmat alte 6 localități, printre care Breznița de Ocol și Izvorul Bârzii. De asemenea, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 173 de cazuri și 6 decese de coronavirus. Această decizie s-a luat având în vedere situația epidemiologică de la nivelul unității administrativ-teritoriale. Este vorba despre Breznița de Ocol, Izvorul Bârzii, Huznicioara, Godeanu, Pădina și Pristol. În intervalul celor 14 zile de carantină, este interzisă intrarea sau ieșirea din această comună prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice, iar persoanelor le este interzisă circulația și staționarea în spații publice, cu excepția unor motive bine justificate și pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1254 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 1681 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 284 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 173 de persoane și au fost înregistrate 6 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 7,50, iar la Drobeta-Turnu-Severin avem o rată a incidenței de 10,93 la 1000 de locuitori. De asemenea, cele mai afectate localități sunt Șișești, cu rata de infectare de 13,01 la 1000 de locuitori, Pâlvănești cu 10,36 și Pătulele cu 9,96.